Yes, de acum începe mai, viața. Mai pescuit azi așa pe nepusă mare. Normal, noi sărbătoriți întotdeauna vrem să-i avem aici la emisiune, să le spunem la mulți ani, să bem un pahar de șampanie. Păi da, în direct. Nu alerga pe mine, du-te acolo, ca la teatru, uite așa, ce-mi place. Mă duceam la mâncare că-s plecată de dimineață și mi-e foame. Nu contează, nu te mai scuza, te rog frumos. Mi-aș fi pus paiete dacă vreau să știam fi, că... Vezi, uite, mie îmi place mai mult de tine așa, decât cu paiete și împopoțonată. Pe bune? Da, mi se pare că ești foarte tare așa. Mamă, deci clar, data viitoare... Nu, asta adică mi se pare că... Șampanie. Noi avem șampanie la carafă. Uite-te un pic la mine. Ai noroc și bine ai venit la mulți ani. Doamne ajută. Mulțumesc. Ideea e că avem un ceai senzațional, dar ne-am gândit să-l folosim în pahare de șampanie, pentru că parcă altfel vezi viața în fiecare zi, știi? Mamă, îmi place, mă, shot, direct, nici n-am apucat să zic ceva. Și... Da, așa e la noi. La noi se dă peste cap, băutura. Cum, mă, și paharul de șampanie se dă peste cap și tot? Și paharul de vin, atâta, tot. Totul da, e shot la voi? Nu se gustă nimica. Totul e șat. Totul e șat? Doamne ajută! Atunci, Tania Popa, îți doresc viață lungă în continuare și mă bucur că ești astăzi alături de noi pentru că e ziua ta și la mulți ani. Eu mulțumesc mult, chiar mare surpriză, pentru că eu nu mă serbam, nu aveam cu cine să serbez, bărbatul mi-a plecat. Așa. A plecat? Nu a plecat! Nu, că e plecat azi de ziua ta. Da, a plecat de ieri, se întoarce vineri și asta trebuie să-ți spun. Adică omul e în delegație, să nu înțelegeți că și-a luat câmpii, adică. Ar putea să-i spunem în delegație. Și azi de dimineață mă duc la micul în cameră și zic, știam că suntem numai noi doi și zic, știi ce zi azi? Și el, da, miercuri. Ok, are dreptate. Păi și eu cu cine serbez? Și? Nimic. Și mama la fel, a uitat, încă nu știe că e ziua mea. Deci nu te-a sunat încă nici mama ta? Am și fost la ea, că i-am dus apă. Da, bă, și nu și ea m-a întrebat când i-aduc casoleta înapoi. Se uită acum la emisiune? Nu știu că... Mama nu... lui Tania, e ziua lui Tania astăzi. Foarte frumos, da, soțul te-a sunat? Da, el drăguțul de dimineață, iubiesc, Perfect, prietenii de la teatru te-au sunat? Da, am fost telefonistă toată ziua, le mulțumesc din suflet, sunt foarte drăguți și cred că cu adevărat țin la mine că am fost telefonistă, venea să arunc telefonul pe geam. Spune-mă, Florea, ai primit? Buchețel mic. Ce este așa, buchețel mic? Ce un este buchețel mic, mic. Adică? Micuț. Adică un buchețel... Aaa, nu cred că l-am așa! Stai un pic, draga mea! M-am gândit de ziua ta să am un buchețel un pic mai mare. A, este mult mai mare. Dar, mulțumesc! Uite, la mulți ani, să spunem. Mulțumesc! Și m-am gândit pentru că ne-ești foarte dragă și că este ziua ta și ne gândeam că e păcat să nu te sărbătorim și te vadă o țară foarte întreagă, frumos. Iar oamenii să o caute pe Tania Popa pe Facebook, pe Instagram, să-i spună la mulți ani, mai am un cadou pentru tine. Stai, nu, că la tine trebuie să fiu așa. Nu, 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 nu. E ziua ta. Ia un loc. Ia. Sincer, mi-e frică. Mă gândesc că eu poate să iasă. Nu trebuie să-ți fie frică. Ceva va ieși din cutie. Dar haide să vezi despre ce este vorba. Nu pot să cred. Vezi că nu-l omori. Deci eu încă n-am primit așa. Niciun... E primul cadou astăzi de ziua ta? Ba, astăzi am primit, uite, ăsta. Dar din greșeală l-am primit pentru că am venit pe nepusă masă. Adică... Și prietena mea dragă, născut în aceeași zi cu mine, am făcut o surpriză, a scotocit prin dulap și a zis că ăsta i-a rămas și că mi-l dă mie cu tot dragul. Deci de la prietena ta? Da, care e născut în aceeași zi cu mine. Foarte bun, cum o cheamă? Mirela, te pup! Te acum pup? Vin de la ea. Mirela, te pup și eu. Și la mulți ani, că e ziua ei. La mulți ani, Mirela, că este ziua ta. Și foarte multe saltări și din partea noastră. De bune! Mulțumesc! Dar știi ce e? Da, da. Îmi face apă... Sifon, tată. Îmi face pentru apă că... gazoasă, am vrut să zic. Sifon, pentru că tu ai o amintire legată de povestea asta. De copilărie. Când aveai... Sifonul? Da, în copilărie, nu? Erai, n-aveai sticlă și te duceai mereu să cumperi sifon, să ții sifon? Da, dar noi toți cumpăram sifon. Păi de asta zic și m-am gândit acum în copilăria ta să fie, uite, ce zici? Mulțumesc! Aici ce și pare! Cum trebuie să-l montezi. Să știi că vreau să-l văd că îmi place. Mulțumesc. Cum arată de asta la deschis, adică hai, te rog, mi se pare ara, că hai. E foarte tare. Hai. Ia uite, bă, nene. Ma... Și ce face sifon cu asta, ce nu? Frumos e, stai. Ia uite, ce zici? Altă treabă? Deja văd viața cu totul altfel. Deci am început să primesc cadouri. Mamă, parcă zic? Nici soțul nu-mi lipsește așa. Asta zic și eu. Mă bucur mult și mai putem să mai bem un șat. Dar unde a plecat? În Danemarca. În Danemarca? Da.
De ce? A prins bilete de alea la 11 lei. Și? Și s-a uitat că erau 50 de mii sau câte s-au dat. Și s-a uitat țările unde așa și a văzut Danemarca. Ah, perfect. Da, numai că nu s-a... Și cu cine a plecat în Danemarca? Singur. Dar de ce? Cu treabă. El se duce mai des acolo, are treabă. Nu dezvălui nimic, nu zic okay. nimic. Business. Nu zic nimic, business, business, da, da. Foarte frumos. Și asta este și vine vineri și sper că mi-aduce un cadou acum. Dacă m-a văzut și cu inel și cu aparat și cu flori dacă... Poate zice că nu mai trebuie cadou. Dacă, vai de mine, nu trebuie să se ridice la peste voi. Am adică, înțeles. Înțelegi? Deci am pus puțină presiune pe el. Oameni buni, vedem pe Tania Popa când era micuță și foarte micuță. Foarte mică. Hai, sunt cu sora mea mai mare. Uite, vezi, cântam de mică. Vezi? Sora te-a sunat, e acolo, e, e aici, cine e? Eu sunt. Aoleu, mă arătați nude? Da. Și aia tot eu sunt, uite ce drăguță, înainte să mă înțepe viespile. Acolo sunt. Și aici sunt. Dar erai copil vesel, adică de asta. Da, da, uite ce veselă-s peste tot. Da, aia cu codiță sunt eu. Sunt aia din mijloc, adică sunt între două surori. Și aia e bunica mea care nu mai e. Și așa-s părinții mei. Mamă, dar eu sunt și așa, și așa, și așa. Acolo e mama. Mama, mama. Sper că se uită acum. Am arătat-o și la televizor, o știe toată lumea acum. Să rămână. Și nu mi-a zis. Dar e, bă, ce să zic, mă, de mică se vedea că ai o carieră de actriță. Hai, tu mi-e când place ai întotdeauna când vede cineva o poză, știi? Mm-hmm. Și spune, da, știam eu că o să ajungă, nu știu, mare prezentator sau mare cântăreață sau mare fotbalist, dar nu spune nimic poza. Pe mine, aia, la și... cât de serioasă eram, se vedea că o să fiu exact ce mi-au prezis ai mei, președinte de colhoz. Aia mi-au zis, adică că o să fiu. Adică de colhoz? De... Adică un fel de un lider, da, de CAP, CAP, cum era la voi, da, dar la noi era colhoz și aia era. Dar acum ești la Teatrul Național, la nivel, altă treabă, iartă. Nu, nu, era mai bine președinte de colhoz. Mie-mi place la țar, mie-mi place acolo. Dar spune-mi cum e acum când te uiți așa în anii ăștia care au trecut repede. Mi se pare că au trecut repede. 49 de ani. Deci te-am auzit că eu nu mă uit de mult în buletin, adică nu mă uit la anul de... Și te-am auzit că mi-ai spus vârsta și atunci am realizat că schimb prefixul la anul, că-s... Cum zice mama, ei, dă-i de-am-s bătrână. Mama așa zice, de la 40 ceva de ani, zice, dă-i de-am-s bătrână, de-am ne-am trăit viața. Da. Și eu nu, eu și la 70 de ani tot o să intru dansând, dar nu știu dacă o să mai fii tu. O să mai fii pe aici, așa. Nene, bă, când o să am eu 70. Pe când o să ai tu 70, eu să fiu un pic mai tinerel. Da, dar cine o să te țină pe tine la televizor, la vârsta aia? Să-ți dea și asistență, te coboară pe trepte, că o să te rostogolești. Ce mă, că sunt cu ciucă la spor la asta, imediat intrăm într-un pas. Ne ținem unul, dar cum ai văzut pe Horia Moculescu când prezenta Atenție, se cântă la 80 de ani? Așa suntem și noi. Doamne, deci o să fiți o gașcă de babalâci și eu divă printre voi. Bine că ai venit tu tinerețe pe la noi. Da. Mamă, ca într-o piesă de teatru, bă, nene, efectiv ca într-o piesă de teatru. Dar spune, cum au fost toți anii ăștia? Deci dacă nu mai pune că eu beau, e regulă. Dacă nu îmi pui, eu beau, nu mai îmi pune. Păi dar nu poți să las paharul gol, asta e regulă și la noi. Hai de capul meu. Deci nu, oameni buni, așa îmi plac invitații care vin aici și înțeleg, tati, că... Peggy, să mai bagi o carafă, tati, că mai avem invitația astăzi. Și... Da, n-ai nimic, n-ai pus nimic în el ceva. Nu, dar nu-i bun? Bun. E foarte Hibiscus, bun. Tot e... ce trebuie exact. Foarte, foarte bun. Da. Exact. Și de asta îmi place de tine că ești hotărâtă. Dar spune-mi cum a fost anii ăștia, serios acum, uitându-te înapoi. Păi, sincer, uite, vezi, ai arătat poze cu mine din copilărie. Eu nu prea mai țin minte cum era acolo, pentru că de mult mai mulți ani sunt aici. În România, din 90. Da, dar eu nu te întreb de cum era acolo sau cum e aici. Acum ești tu, aici, ca om, adică când te uiți în trecutul neschimbată. Tău. Neschimbată. Când te uiți în trecutul tău, ești așa... Sunt exact cum am plecat acum 100 de ani de acolo. Sunt exact așa cum eram acolo. Doar că mai multe riduri și mai grasă. Da. Aoleu! O jumătate de an m-am chinuit să slăbesc 10 kilograme. În 3 săptămâni de vacanță am pus 8 înapoi. Adică cât de... De organizată să fii. Bolândă să fiu, că nu am vrut să zic un cuvânt mai urât. Înțelegi? Deci. 8 kg am pus și m-am chinuit o jumătate de an să dau jos. Păi da, dar 10. Tu îți dai seama că te gândești, trebuie să gândești altfel. Bă, am reușit să dau 10 kg jos, înseamnă că pot din nou să dau 10 kg jos. Dar nu arăți, adică arăți foarte bine, serios. Da, da, spiritul e tânăr. Asta nu, asta vreau să zic, că într-adevăr chiar nu m-am schimbat și așa îmi spun oamenii care mă cunosc de mică, că n-am reușit să mă schimb deloc, sunt la fel. Ce e bine asta?
Și dacă, cred că... dacă mă place lumea așa, e bine. Dacă nu mă place, zice, Doamne, tot așa, tot clizită, tot agitată. Și cred că e bine că te vede mereu lumea cu zâmbetul pe buze. Eu mereu te-am văzut e așa. E un defect. Nu, jur. E o calitate. Ei. Pentru că vrei să fii în preajma unor oameni pozitivi, unor oameni care râd, unor oameni care sunt veseli. Ce invitați mai ai astăzi? Să știu dacă ți se strică dispoziția sau nu. Ai și momente când ești tristă? Da, dar atunci nu mă vede nimeni, sunt singură. Am și... Am și de ce să sufăr? Chiar azi mi venea să plâng. De ce? Că ăsta micul nu mi-a zis la mulți ani și mi-a zis că azi e miercuri, când l-am întrebat, știi ce zi e azi? Mama, la mulți ani. Niște... Da, și mai trebuie să-l și duc la și sport. Și nu ți-a zis niciodată la mulți ani? Zice când îi spune tasul, du-te și zii lui maică ta la mulți ani. Păi și nu i-ai zis atunci când ți-a zis că e miercuri, dar e și ziua lui mami? I-am zis, dar i-am zis nu pe mu-mu-mu. I-am zis, nu mă, azi e ziua mea și am plecat. Și? Eu cred că a zis ceva în spate, dar... La mulți ani, l-am lăsat să-l supere un pic. Oameni buni, Tania Popa, căutați-o pe Facebook, pe Instagram. E o fată extraordinară și o actriță fabuloasă și regizoare. Îți mulțumim mult de tot și la și mulți eu. Ani. Mulțumesc din suflet pentru cadouri și urări. Ne-și dragă, și știi treaba asta.